Vorbim despre viața și minunile a doi mari sfinți. Vorbesc despre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Cei doi sunt cinstiți pe data de 26 octombrie și 27 octombrie. Ne va povesti mai multe părintele astăzi. Sărut, mâna, părinte, bine ați revenit la noi. Doamne ajută, bine v-am regăsit și mulțumim celor ce ne ascultă. Cu numele Dimitrie, mai pe românește Dumitru, știu că sunt aproximativ 20 de sfinți, poate peste acest număr. Da. Cam câte doi în fiecare lună, de fapt. De ce dintre toți aceștia, doar doi sunt amintiți mai puternic în calendar? Nu sunt amintiți mai puternic. Fiecare sfânt este un sfânt cu sărbătoare locală. Ce numim noi sfânt cu sărbătoare locală? De exemplu, cuvioasa Teodora se serbează în zona Neamțului, cuvioasa Filofteia în zona Argeșului, cuvioasa Parascheva în zona Iașiului, cuvioasa Tatiana la Craiova, cuviosul Grigorie de Capolitu la Bistrița Olteană. Ei, la fel și acești sfinți, că avem Sfântul Dimitrie al Rostovului, sunt mulți Dimitrie, mai ales rușii au o groază de sfinți Dimitrie, bulgarii mai au, și găsim și la greci, dar legat de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, de ce este important acest sfânt? Nu pentru că ar fi mai mic sau mai mare ca ceilalți. Deci noi avem sfinți care îi sărbătorim cu cruce roșie, da. Avem sfinți care îi sărbătorim cu cruce neagră, se spune în tipicul mare, cu polieleu sau slavoslovie, ce înseamnă polieleu? Cântare de laudă, când se cântă o cântare specială la sărbătoarea Sfântului, sau sfinți cu laude, deci care au la sfârșitul utreniei laudele. La unii este dezlegare la pește, la unii este dezlegare la ulei, la unii este dezlegare la vin, la unii este dezlegare la citit și la rugăciune. Dar în raport de locul unde este cinstit Sfântul. Pentru că Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este din secolul al III-lea, respectiv avem două cronologii care ne arată că prin vreo 270 s-a născut, așa spune aproximativ Sinaxaru. Totul se petrece în vremea lui Galeriu, un oarecare August, care ținea de zona Romei și domnea acolo în zona Tesalonicului și care... Acest împărat roman, acest provincial, avea o influență foarte mare în zona Greciei. Iar undeva pe la 306 el pătimește, propriu-zis, moartea martirică. Și pentru că vorbim de Diocletian din vremea lui și Maximian, doi mari prigonitori. Acești împărați până la împăratul Constantin, începând de la Nero, toți au fost prigonitorii creștinismului. În primele trei veacuri, creștinismul s-a dezvoltat numai în mare taină, numai în ascuns, numai în Italia, de exemplu, la Roma, subteran, în catacombe, care ce înseamnă acele catacombe? Niște cratere vulcanice în care sfinții au coborât și au făcut cărări în craterul vulcanului și au săpat în pământ adevărate biserici pe sub pământ, deci pur și simplu kilometri întregi de biserică. Catacomba Sfintei Cecilia, vreo 4 km, catacomba Sfântului Petru, vreo 3 km, lui Sfântul Sebastian, vreo 4 km. Acolo erau și osoare, erau și morminte, erau și locuri de rugăciune, erau și altare, erau și icoane pictate ca în bisericile primare din secolul I, deci iconografia nedezvoltată, ca să spunem. Și acolo creștinii trăiau în mare taină, având niște intrări ascunzișuri speciale, ieșeau noaptea cu tărgile și scoteau pământul și îl dădeau pe râuri și pe fluvii ca să nu se vadă, pentru că era totul sub pază romană și sub pază militarizată, unde totul se sfârșea prin răstihnire, decapitare, însulițare și martirizare, pentru că așa va păți și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Iar creștinii cum erau prinși, erau uciși. Această sectă iudeo-creștină, că așa se chema în primele veacuri, era la neînțelegerea nimănui cum să te închini unui Dumnezeu care nu se vede. Și astăzi mai circulă printre unii filozofi, printre unii duhovnici câteodată, chiar și la unii preoți, chiar și la unii oameni de știință.
Dacă Dumnezeu există și ai crezut, n-ai pierdut nimic. Dar dacă Dumnezeu nu există și ai crezut, iar n-ai pierdut nimic. Dar dacă există și n-ai crezut, ai pierdut totul. Nu există alba neagră. Asta e povești. Dumnezeu este Cel ce a făcut cerul și pământul, Tatăl Atotțiitorul. Deci în momentul când ne uităm la matematica din jurul nostru, la geometria din jurul nostru, la logica lucrurilor, la legile lucrurilor, la legea gravitației, la legea, tot ce mișcă, tot ce vedem în jurul nostru este de o matematică perfectă. Acest design inteligent al lui Dumnezeu stă în toate. Nu se succedă anotimpurile la îndala, vine primăvara, vara, toamna, iarna, vine noapte, vine zi, vine lună, săptămână, ziua, amiază, dimineață. Deci astea toate sunt, cum spune Scriptura, legea pus și nu o vor trece și a văzut Dumnezeu că sunt bune și bune foarte. Tot referatul biblic. Ei, în momentul în care acești împărați au văzut că a apărut această închinare, plecată, bineînțeles, de la răstignirea Domnului Hristos, despre care avem două ipoteze, că venind ucenicii noaptea l-au furat, și întrebarea care dărâmă ipoteza este foarte simplă. Că l-au furat este partea umană. Dar de ce au ales să moară pentru el și să fie martirizat știind că el nu există și e furat și e îngropat sau e ascuns? Ai murit pentru o minciună? Te-ai ruga unui mort care mai este neînsuflețit? Ai merge așa în virtutea inerției crezând într-o minciună? Nu există. Apostolul Pavel ne spune, dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Că tocmai asta i-a făcut pe mucenici, cum spune Tertulian, scriitorul de mai târziu, că sângele martirilor este sămânța creștinilor. Dacă n-ar fi făcut acești 300 de ani aceste minuni, deci pur și simplu noi n-am fi avut creștinismul de astăzi. Oamenii niciodată n-ar fi îmbrățișat religia creștină, pentru că o religie fără fapte este moartă. Dar minunile care se întâmplau, deci minunile care se petreceau în timpul martirajului, erau fenomenale. Oprindu-ne numai la o chestiune foarte simplă. Avem două martire, Felicitas și Perpetua. Una din ele are copil mic, vede cum sunt martirizați creștinii la Roma, cum sunt dați la fiare să-i mănânce, ținea tigri, lei, pantere înfometate câte o lună de zile, umplea Coliseumul roman cu creștini, goi, dezbrăcați, n-aveau cu ce să apere, n-aveau armă, n-aveau nimic și dădea drumul la câte 30-50 de fiare de alea înfometate, care în jumătate de oră făceau un masacru general. La mirosul de sânge ucideau tot ce era. Creștinii mai furau ce puteau, o mână, un picior, un os și alea le păstrau cu mare cinste, pentru că ele deveneau deja făcătoare de minuni, pentru că oamenii aceia mureau pentru numele lui Hristos. Și au fost cazuri, de exemplu, când Sfântul Ignatie de Antiohia, noi ne-am obișnuit tot timpul să sărbătorim Ignatie tăiatul porcului și Ignatul cu cârnați și cu șorici, dar acolo este cu totul vorba de altceva. În vremea împăratului Traian, la 106, episcopul este prins, dus la Roma, judecat și sentința este să fie dat leilor. Leii îl mănâncă absolut total în întregime și inima nu-i o mănâncă. Mirați cei care fac curat în stadion, mai ales că inima e un organ moale, nu are os, nu are nimic, de ce nu este mâncat? Când îi despică inima cu sabia în două, ce scria pe inimă? Iisus Hristos Nica, adică Hristos biruiește, cu litere de aur în inima episcopului. Și așa a rămas Sfântul Ignatie în istoria martirului creștin. Sfântul mucenic Dimitrie avea în jur de 33 de ani când a pătimit, 35, nu avea mai mult. Ne-ar corespunde un 270 prezentat ca fiind anul nașterii și un 306 pătimire, vreo 2 ani este martratat pe la temniță, scos din demnitatea militară, deși era de tânăr, era și proconsul, era și un fel de general de oaste, un fel de capitan, cum ar fi astăzi, un comandant de companie. Și fiind și un iscusit luptător și un demn luptător, i-au pus pică cei din Tesalonic, el venind din zona Tesaliei, și de aici vine și cuvântul de Tesalonic. Și când a trecut Galerius pe acolo, i-a spus așa, vezi că Dimitri al tău pe care îl ridici tu în slăv și l-ai pus general de armată, ăsta e un creștin înrăit. Cum îți permiți să ții în armata ta un asemenea creștin? Care era motivul sau care era modul
de verificare al creștinismului în momentele acelea în secolul III. Știind că Imperiul Roman avea cultul și panteonul zeităților făcute din lemn, aur, argint, fier, marmură, piatră din ce le făceau ei, cultul era zeul soarelui, deci ăsta era zeul Mitra cel mai mare. Și bineînțeles că aveau zei pentru fie zeu de război, zeu de dezmăț, de vin, de toate, cum și panteonul grecesc, ele sunt asemănătoare. Păgânismul a dezvoltat un Dumnezeu pentru fiecare patimă. Nouă Efrem Stiru vine și ne spune astăzi că avem câte un drac pentru fiecare patimă. Dar aceia erau zei, idoli.